Comuna Havârnaș poate onora de astăzi eroii căzuți în cele două războaie mondiale pentru dreptate și unitate națională. Un monument care să amintească de jertfa lor a fost înălțat în satul Tătărășeni, prin grija și osteneala profesorului dr. Gică Manole, fiu al satului, și cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local. Sunt mândru și onorat că am colaborat cu doamna profesor Rodica Baltă, primarul comunei Havârna, care mi-a oferit un ajutor fundamental pentru realizarea infrastructurii acesteia pe care o vedeți. Fundație Soclu Anexe Catarg. Este un vis al meu. Noi am avut cândva un cult, noi oamenii, noi românii. Suntem un popor prea vechi, prea frumos, prea nobil. Mulți au murit cât frunza și iarba câmpului, cu frunza pădurii. Mulți au fost uitați, mulți sunt onorați, dar în satul acesta, familia mea de 400 de ani, și altele sunt, le-am găsit originea. Familia mea a dat mulți eroi, au murit pentru patrie. Eu iubesc satul acesta, iubesc pământul acesta și am făcut-o în semn de recunoștință, dragoste și respect față de înaintașii mei și ai dumneavoastră. Edificiul a fost sfințit sâmbătă de un sobor de preoți în prezența mai multor autorități locale și județene. Sfințește crucea aceasta prin stropirea cu această apă sfințită și cu prin pogorârea Sfântului Duh în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, deputatul Alexandra Huțu, subprefectul Paula Berențan, consilierii județeni Galia Hrimiuc și Mioara Vâzdoagă, primarul Rodica Baltă, viceprimarul Dragoș Gușu, profesori, elevi și foarte mulți localnici. A fost un vis al domniei sale de a realiza în satul natal acest monument închinat concetățenilor domniei sale. Și a reușit. Și prin asta poate este un îndemn pentru noi, pentru generațiile care vor veni, să știm să păstrăm ființa națională, identitatea noastră. Și acest lucru îl vom putea face atâta timp cât vor trăi oameni ca domnul profesor, cât vom ști să păstrăm credința noastră ortodoxă și să nu renunțăm la a spune adevărul istoric. Pentru comunitatea dumneavoastră, și cred că ziua de astăzi nu a fost întâmplătoare pentru alegerea sfințirii acestui monument istoric. Nu știu câți dintre domniile voastre știți că astăzi este Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural. Și iată că aici, în această comunitate, avem o distinsă doamnă primar care și-a dat mâna cu distinsul domn profesor pentru a lăsa o urmă, o urmă frumoasă. Și cred că trebuie să-i felicităm pe acești minunați tineri care au devenit, să spunem, ad hoc partenerii dumneavoastră, tineri care poartă cu mândrie însemnele noastre populare. Și sunt la fel de convinsă că cei care și-au dat viața pentru România, pentru satul natal, cred că în momentul în care plecau la luptă, aveau sub haina militară, așa cum era ea la acea vreme, cred că și o cămașă populară. Și tocmai de aceea îi felicit pe acești tineri că sunt astăzi aici, dau ascultare și cu toții, așa cum spunea doamna primar, se vor opri când vor trece pe lângă acest monument. Dați-mi voie să felicit pe ctitorul acestui monument, de asemenea pe doamna primar, pentru că a acordat întreg suportul și sprijinul dumneaei alături de Consiliul Local pentru ridicarea acestui monument. Într-adevăr, domnule profesor, așa cum ați spus dumneavoastră, niciodată nu trebuie să ne uităm înaintașii, în tot timpul trebuie să ne cinstim eroii. Festivitatea a fost urmată de depuneri de coroane și de un recital de poezii și cântece patriotice, susținut de elevii școlii gimnaziale Ioan Cernat din Havârna.